Nicăieri nu-i ca acasă. Asta ne spune Dorothy și trebuie să o credem pe cuvânt, pentru că ea a trecut printr-o aventură nemaipomenită după ce, luată de o tornadă, a zburat către un tărâm necunoscut în căsuța ei din Kansas. Partenerii ei de drum sunt nemaipomeniți. Este vorba de cățelușul Toto, de sperieciori, de omul de tinichea și de leul cel fricos. De-a lungul drumului fiecare învață câte o lecție importantă pentru propria existență, dar în final au o singură rugăminte pentru vrăjitorul din Oz. Aceeași problemă o întâmpină un moșuleț cam ursuz, care la un moment dat este luat pe sus de o mulțime de baloane împreună cu căsuța lui, el suferind după soția decedată. Dar de-a lungul călătoriei descoperă prietenia cu ajutorul unui cercetaș de 8 ani.